Bună, dragi prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Sunt Dorotea. Dacă cunoști limba engleză, o înțelegi atunci când alții o vorbesc. Știi să scrii. Totuși, problema ta și cel mai greu ți este să începi să vorbești limba engleză? Dacă aceasta este și problema ta, acest video este special pentru tine. Vreau să știți că eu am avut exact aceeași problemă. Și majoritatea dintre voi aveți anume datorită faptului că nu locuiți într-o țară unde se vorbește fluent limba engleză. Când am venit prima dată în America, înțelegeam cam 70-80% din tot ce se vorbește, totuși nu puteam să vorbesc. Mi-era rușine. Mă gândeam că o să zic ceva incorrect. Și aveam multe alte frici despre care voi vorbi astăzi. În videoul de astăzi vreau să vorbesc despre 3 piedici, 3 obstacole care te împiedică de a începe să comunici, să vorbești în limba engleză. Și astăzi vom vorbi despre cum să depășești aceste obstacole, cum să treci peste ele și cum să începi să vorbești fluent în limba engleză. Piedicile acestea pe care le-am avut eu sunt sigură că le aveți și voi acum. Voi da câteva sfaturi practice pe care le-am făcut eu și câteva lucruri care m-au ajutat pe mine să încep să vorbesc în limba engleză. Prima piedică este: te temi că vorbirea ta nu va fi perfectă. Nu-i așa? Îți e frică să nu cumva să zici un cuvânt greșit și alții să râdă sau nu poți găsi unele cuvinte avansate pe care credeai că le cunoști, nu le poți găsi în memoria ta. Cu privire la acest lucru, vreau să vă zic că nicăieri oamenii nu caută greșelile tale. Ei caută să înțeleagă, să vadă ce dorești tu să spui. Iar dacă informația ta este valoroasă, ei își doresc să înțeleagă, să cunoască ce mesaj vrei tu să le transmiți. De aceea, dragilor, nu vă faceți griji dacă nu aveți cele mai avansate cuvinte, dacă folosiți cele mai ușoare cuvinte sau și dacă vei greși un cuvânt, nu-ți face griji. Oamenii vor înțelege la ce te referi din context. Te rog, nu lăsa ca această frică să te împiedice să începi să comunici în limba engleză. Tu poți, mai ales dacă ai deja cuvinte în vocabularul tău, cuvinte de începător. Dă-ți drumul, începe să comunici în limba engleză. A doua piedică care te oprește din a comunica în limba engleză și a vorbi fluent în limba engleză, cred că este faptul că nu cunoști destule verbe fraziale, destule expresii în limba engleză. Și apropo, dragilor, am făcut deja câteva videouri în care am vorbit despre expresii în limba engleză. Atunci când știi expresii, îți este cu mult mai ușor să începi să comunici în limba engleză, pentru că ți-aduce aminte de aceste verbe fraziale pe care le-ai învățat. Și oamenii adesea vorbesc în formă de expresii fraziale pe care trebuie să le cunoști. De exemplu, get up, get away, look out, look out, fii atent. Sit down, vezi? Sit down. Nu este doar un cuvânt, ci sunt expresii, verbe fraziale. Și eu deja am făcut foarte multe videouri cu privire la aceste teme. Îți sugerez să privești aceste videouri, să ți le notezi și să le înveți. Pentru că dacă mergi la universitate, dacă îți dorești să călătorești, sau dacă vrei merge într-o țară în care se vorbește limba engleză, aceste expresii sunt must, adică sunt foarte important să le cunoști. A treia piedică care adesea te oprește din a vorbi fluent este faptul că nu-ți poți organiza gândurile. Și cel mai bun exercițiu pentru acesta este să scrii. Scrieți. Asta obișnuiam să fac și eu. Ia-ți un jurnal. If you're an early bird înseamnă omul care se trezește dimineața, pasăre de dimineață. Dimineața când te trezești, ia 5 minute și scrieți câteva lucruri pe care urmează să le faci în ziua de astăzi. Îmi doresc să merg acolo, să fac aceea, să ajung acolo, să vorbesc cu acea persoană și pur și simplu organizează-ți gândurile în scris în limba engleză. Iar dacă ești night owl, asta e bufnița de noapte, adică persoana care stă trează până la miezul nopții și mai târziu, atunci seara, când ajungi acasă, înainte să mergi la culcare, ia-ți la fel jurnalul și scrieți, notează-ți ce ai făcut astăzi, câte lucruri ai reușit să faci, ce te-ai fi dorit să faci, dar nu ai reușit încă, sau multe alte lucruri, cu cine ai discutat, ce lecții ai învățat astăzi, ai găsit vreun citat care te-a motivat. Și următorul sfat pe care am vrut să-l dau, ultimul, este: practică engleza cât mai mult posibil. Îți sugerez să găsești un prieten care dorește la fel ca și tine să înveți limba engleză și care cunoaște cât de cât limba engleză și în așa mod și vei practica limba engleză și vă veți corecta unul pe altul când observați greșeli în comunicare.
Iar dacă nu ai prieteni, nu ai pe nimeni, am o sfat și pentru tine. Un lucru pe care îl făceam când eram la școală și pe care continuu să-l fac până acum este atunci când mă pun la culcare, seara, sunt deja în pat, încerc să vorbesc cu voce tare și spun care au fost lucrurile pe care le-am făcut azi, cum mi-am petrecut ziua, ce mi-a plăcut azi, ce ar trebui să reușesc să fac mâine, mai ales acum cu bebeluș mic, am așa de multe lucruri pe lângă casă de făcut și, de exemplu, merg la culcare și înainte de culcare îmi spun mie singură în limba engleză: tomorrow morning I need to wake up at 7 a.m. I need to go turn on the coffee machine. Mașina noastră de făcut cafea trebuie pornită cu 30 de minute înainte ca să o folosești. Așa că îmi pun pe lista mea de to-do list, trebuie să pornesc mașina de făcut cafea. I need to take the meat out of the freezer. Trebuie să scot carne din congelator ca să dezghețe. Apoi, at 12 p.m. after I leave the baby with nanny, I will go grocery shopping. Oh, don't forget to buy mustard because we will make hot dogs on Wednesday. Și așa mai departe. Deci vorbesc singură cu mine, îmi spun ce am făcut azi, ce va trebui să fac mâine și multe alte detalii, pur și simplu vorbesc cu mine în limba engleză. I talk to myself sometimes too. Deci acesta a fost videoul de astăzi. Mult succes în continuare în învățarea limbii engleze și dacă ești prima dată pe acest canal, nu uita să te abonezi și ne vedem în continuare săptămâna viitoare. La revedere!